Două drumuri județene aflate în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea Consiliului Județean Botoșani vor fi încadrate în categoria funcțională a drumurilor de interes național și vor fi preluate în administrare de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și vor fi transformate în drumuri naționale. După exodul ucrainenilor a fost identificată necesitatea fluidizării traficului la frontiera dintre România și Ucraina, fiind stabilită oportunitatea deschiderii traficului internațional a punctului de trecere simplificat a frontierei de stat Racovăț-Diachivții, care funcționează în regim de trafic pie tonal și rutier pentru persoane și mărfuri. Infrastructura a fost construită în vederea utilizării pentru trecerea pietonilor și a vehiculelor cu masă maximă autorizată de până la 3,5 tone.